Ce faci, băi? Uite că au niște grăsimi de porc. De ce? Vreau să fac niște lumânări. Sau niște torțe, dacă nu. De ce ai nevoie de lumânări? Pentru lumină. Dar vin bec, măi. Deocamdată, dar și nu știi mai încolo. Adică? Păi cum, de ce? N-ai auzit și zic așa din Parlament. Trebuie să stângem becul, să facem economii, să avem grijă, să nu nimic. Ai văzut asta la televizor? Da, și-o mai zis ceva. Bine, de astea au fost trei ăștia care au zis. O zis că trebuie să facem economii de apă și să ne spălăm deodată. Oricum la români nu se pune. La cât de rar ne spălăm noi. Nu știu, așa facem economii înainte și la mor. Cum să faci duș în doi, că noi nu facem nici în unul. Da, eu oricum mă gândeam că putem să facem altceva. Că facem jumate de duș tu, jumate eu. Eu mă săpunesc și tu te clătești. Sau dacă nu, să vină ploaia, să stăm la streșină. Dar când o să asta la televizor? Ei cum? Acum câteva zile eu zis că trebuie să facem economie, că de acum e inflația mare, că nu sunt bani, că țara nu are buget deloc și trebuie să reducem toate cheltuielile. Așa au zis? Exact așa au zis. Economie, reduce toate cheltuielile. Asta au zis-o fix înainte să mărească iară salariile parlamentarilor. Că așa se întâmplă ei. Când nu sunt bani la buget, pui proștii să strângă și mai tare cureaua, ca burtoșii și ea în costume, să descurce și sărașii cu abia 20 de milioane. Că e greu la tăți, ce să faci? Tu cât ai pensia? 12 milioane. Așa mult? Păi dar tu n-ai voie să te plângi. De aia e greu, cu 200 de milioane plus cheltuielile plătite. Tu ești boierii, tu n-ai voie niciodată să mai mult te plângi. Dar ăia sărașii cu 200 de milioane, cum se descurcă ei? Că de asta au bursele așa de mari. De greu și-o duc sărașii. Nu m-aș plânge, dar n-am cui, că nu mă ascultă nimeni. Păi normal că nu te ascultă nimeni, că doar nu contezi. Tu contezi ori dacă ești tânăr și în putere și poți cotizați la buget, ori dacă nu, când vin alegerile, că atunci atât ești, vai și votul tău contează și important ești tu. Dar nici atunci nu știu cât tare contează. Adevărul e că așa e, că am votat PNL-ul ca să scăpăm de PSD, ca să nu mai apară ăștia la putere, să nu-și mai mărească pensiile speciale și salariile și uși bine au funcționat. Și pot să zic, mă bucur tare că am fost la vot. Dar tu când le știi pe astea? Când le-ai învățat? Aș trebui să fii deștept tare, adică tu în plină criză mărești salariile tot la aia care o duc mai ghini. Nu trebuie să fii vreun geniu ca să-ți dai seama că să ne simțiți de-a dreptul. În fine, deci ia să găsim niște grăsimi de porc, să facem niște lumânări? Sau nu știu, poate și niște lână de oaie, că facem niște pături, că și nu știi și cu căldura și dracu să fii la iarnă. Hai, mă, zvă, poate găsim prin cămară. Ceva. Hai, că e ghini să fii român.